Primăria din Cernavoda a decis, pentru a încuraja căsătoria, primarul a hotărât să anuleze taxa aferentă oficierii stării civile. Ba mai mult, persoanele primesc din partea autorității locale și un cadou. Am anulat taxa. Cât era taxa? Variabil. 50 de lei și 150 de lei în weekend. Nici nu știu, pentru că pur și simplu n-am știut. Îmi pare rău că vreun an de zile s-a perpetuat taxa aceea. Este descurajatoare, în primul rând. Eu chiar vreau să fie cât mai mulți tineri să vină să căsătorească. Sau dacă este pe undeva taxa mare, eu rog frumos să vină la Cernavă, dar n-avem taxă. Uite, promit că și vin cu buchetul de flori și cu perechea, gânditorul și perechea sa, pe care le ofer tinerilor căsătoriți. Deci atunci primești și un cadou de la Cernavodă. Da. În municipiul Medgidie, taxa de căsătorie este percepută astfel. Prin hotărârea Consiliului Local s-au stabilit niște taxe, taxe de oficiere în timpul săptămânii, în timpul orelor de program. Această procedură nu necesită niciun cost financiar din partea viitorilor soți. Oficierea căsătoriilor în timpul săptămânii, dar în afara orelor de program, taxa de oficiere este de 70 de lei, iar în zilele nelucrătoare, asta înseamnă sâmbete, duminici sau zile declarate pe plan național ca fiind nelucrătoare, taxa este de 100 de lei. Și primarul Valentin Vrabie din Comuna Peștera a considerat justă anularea taxei de căsătorie și asta datorită faptului că tinerii trebuie sprijiniți pe acest drum. La momentul oficierii stării civile, în Comuna Peștera nu se percepe taxă, plus că ea se poate programa în orice zi a săptămânii, inclusiv sâmbăta și duminica. Ba mai mult, venim în sprijinul acestor tineri, oferindu-ne un cadou financiar de până la 1500 de lei, oferim la fel spații unde să-și desfășoare această mare sărbătoare în viața tinerilor. Avem 4 cămine culturale care se pun cu titlu gratuit la dispoziția acestora. Chiar dacă plătiți sau nu taxe de căsătorie, în acea zi nimic nu trebuie să umbrească fericirea.